Salutare băieți și bine v-am găsit aici la un nou episod din jocul vostru favorit, desigur, în care trebuie să alergi ca handicapatul toată ziua. Hai să vedem ce trebuie să mai facem de data asta, uite-l și pe ciudatul ăsta de Shino. Bă, ăsta nu e cald, frate, ăsta și pe 50 de grade stă cu hainele astea pe el. Dacă vă întrebați ce-s cu liniile astea pe tricoul meu, am scăpat de la Socola ca să pot să filmez un episod. Deci dacă vă place seria asta, nu uitați da și voi acolo un like și să vă abonați și să intrați pe Discord-ul din descriere, să facem și noi acolo 1000 de membri. Da, bă, și dacă vă întrebați de ce n-am postat săptămâna asta, n-am avut timp. Deci de acum o să revenim la postatul obișnuit în fiecare mâine. Sunt aici pentru voi, sunt aici să vă stric ziua ca de fiecare dată. Deci avem de făcut o misiune după ce a murit Jiraiya, suntem în sat cu Naruto, după cum știți. Ne pune băbuța asta să căutăm pe cineva, se pare. Bine, băbuță, o să te fac să te simți la fel de bine cum era când erai tânără și erai pe ciclu. Ce dracu e cu Gai Sensei și cu Rock Lee? Ce-s cu ciudați ăștia aici în pădure la noi? Vreau să vorbesc cu tine, vreau să mă dau la tine, domnișoară, care nu știu dacă ești fată sau băiat. Ce dracu, coaie? Bă, coaie, ce sunt cu ăștia? S-au transformat în zombie? Ce pula mea? Hai să vorbim cu mister ăsta. Ce dracu? De ce un cod? Trebuie să-i zicem ăsta un cod. Nu putem să-i dăm direct una? Nu știu ce trebuie să fac, să mor. Deci ne luptăm cu ăștia. Probabil trebuie să le dăm, să le distrugem spell-ul. Sunt controlați. Hai, Akamaru, că tu nu ești controlator, trebuie să fii de partea mea. Aolo, a trimis ăla gândacii după mine. Am înțeles, Hinata, firea aia dracu, dacă te bagi pentru pulărău ăsta, nu te mai primesc în casă. Am înțeles. Mersi, chiar aveam nevoie de niște gândaci să-i mănânc la cină. Dacă îmi dă ultimata asta, mă las. Trebuie să mă las de viață. No, ia de aici, du-te în paștele mătii de... Stai să nu zic ceva rău de Kiba ăsta, că sar iubitorii de animale pe mine. Este un abuz faptul că câinele se află în acest episod. Hai să eliberăm și pe Gai Sensei și pe ăștia. Ce dracu sunt cu ninja ăștia ciudați. Deci nu cred că va fi azi finalul, cred că data viitoare, pentru că ne mai bag aici niște misiuni în plus. Trebuie neapărat să le facem, se pare. Acum mă lupt cu tinerei ăștia. E și el copil de 45 de ani, Gai Sensei ăsta. Aaaa, fii atent că de acum pot să, fac Rasen Shuriken, nu mai sunt fraier. Dar nu pot să-l arunc cu aia. Am înțeles, am spus asta una de... Mi-am dat drumul, ce picior sexy mi-a dat în burtă Gai Sensei. Să mor tu că pot face asta. Gata, boss, ești pa. Era culmea să mă bată chiar și așa, să mă ia tot el în serie. Hai, ce repede mă mișc. Uite, în store 4 nu pot să fac asta cu QB. O, oh, mă, disperatul, dracu. Că tot, oricum îți iei omor. Nu! Da, normal că acu trebuie să-mi dea el și să mă facă că eu, băga mea și pula. Păi te spamez cu sprâncenele alea și părul ăla de la cur. Pariu că acu trebuie să-mi dea el? Da, da. Îi se dau pe rând în pula mea în jocul ăsta. Hai n-am, mă, că apăs pe toate butoanele și nu pot să-l bat pe ăsta. Bă, l-am bătut pe Kakuzu și mă bate... Mă bate ăsta, îmi dă mare picior în gură. Lasă-mă, bă! Ho, du-te, dracu, că-mi spargi monitorul. Da, gata, gata, cam atât a fost și cu mine. Apoi e șansa mea, e șansa mea să-l opăresc. Nu! Ai, că da. Bine că n-a deschis alea 10 milioane de porți. Deci încă pot să-l spamez, încă există o șansă. E o șansă, cum s-ar spune. Nu știu cum am făcut chestia asta, dar bine că am făcut-o. Ia să vorbesc cu mister ăsta. Bă, ăștia încearcă să mă dea afară din joc. Mă lăsați cu aia să mă joc și eu jocul ăsta, că până la urmă am dat bani pe el. Dați-vă dreacu. Hai, mă las să trec acum. Mamă, cu aia. Care-i codul? Caut pe net să-mi bag pula. Caut pe net. Aha, deci fiți atenți că am găsit. Asta cu deșertul. Asta ultima. Cuvântul. Și... și a treia. Hack life. Când ai relații, te lasă toată lumea să intri. Ai, gara.
Ok, și asta a fost tot ce vrea să ne antrenăm. Vreau să-mi lăsați un comentariu dacă vreți să facem poveste și la Storm 3, pentru că la Storm 2 e pe terminate. Gen, urmează lupta cu Pain sau urmează Sasuke vs Killer Bee, că s-ar putea să fie și chestia aia. Și acum, bineînțeles, că trebuie să alergăm până înapoi, până în țâțele lui Tsunade. O căprioară, frate, în jocul ăsta o căprioară. Fă vino încoace să te fac. Ar fi mers o supă la tigaie din căprioara aia. Kakashi, tu ce vrei, mă? Am înțeles, hai că dă vecinul cu bor mașina, nu știu dacă se aude și la voi. Ce dracu s-a întâmplat? Acum află Naruto că a murit Jiraiya sau care-i faza? A, vine eremitul ăla, vine broasca. Deci pe bune, cred că dacă nu căutam codul ăla pe net, stăteam vreo 12 ore la IQ-ul meu de -200 până rezolvam problema. Uite, asta e broasca ninja, frate. E broasca din țestoasele ninja. Uite dracu, broasca are și cioc, are și păr în cap, are părul prins în coadă, ce dracu ăla? Mamă, dar vorbește broasca asta în 10 ani. He is dead, bro. Gata, o ia Naruto la fugă. Bă, trage ușa, du-te dracu. Da, îmi place că vine Pain și absolut nimeni din satul ăsta nu reușește să se lupte cu el, în afară de Naruto, care e un genin. Să mor tu. Pe bune coaie, după ce că trebuia să alergi 10 ani în jocul ăsta, să ajungi unde trebuie, ăștia vor să merg așa. Deci nu mai îmi dați mesaje cu postează Running Simulator, dați-mi mesaje cu Walking Simulator. Hai că da. Hai că ajungem într-o mie de ani dacă e. Cine pula mea a avut ideea asta genială să facă jocul așa? Hai că da, și acum probabil atacă Pain satul. Nu mai putem să facem liniuță cu băiețelul ăla, facem liniuță cu baba asta, dar se pare că ne întrece și ea. Mă ia la mișto, m-a trolat jocul ăsta grav. Se duce Naruto să se antreneze cu broasca asta, mi-aduc aminte. A, fii atent că nu i-a mai lăsat un mesaj pe spate. I-a transmis un mesaj. Pe bune, deci fiți atenți, în joc i-a spus direct chestia asta și în anime a stat să-i pună dita mai codul pe spate. Ia să vedem unde trebuie să mergem acum. Ăsta era Vodafone-ul pe atunci și pe vremea asta. Dar nu știu, chiar nu știu ce ați zis voi cu Sasuke și cu Killer Bee. Fii atent că ne întrece copilul, nu-i corect, copile. A, uite, uite aici, broscoiu. L-a pus aici să-l vedem, să-i vedem freza aia frumoasă. De parcă puteam să refuz. Așa vreau și eu să mă teleportez în Dubai. O, fii atent că avem și noi o planșă nouă în sfârșit. Pe tărâmul broaștelor țestoase. Unde ești, mai este Sprintel? Ce caută ăștia aici, coaie? Da, e foarte strong Sakura. Păi tot cu ăștia mei mă lupt. Mamă, deci vă dați seama că o să ne lase să ne jucăm cu Naruto ăla Sage Mod. Ăla chiar e OP. Bine, pentru Storm 2 e OP, dar pentru Storm 4 nu. Bă, sincer, la Kakashi ce mi se pare mie interesant ar fi să aflu cât de puternic era Taksu, de fapt. Că se zice că era mai puternic decât cei 3 Sanin la un loc. Hai că da. Bă, da, lasă-mă în pula mea, mă, e din aer ca la tenis. Cred că a fost o greșeală să-l dau pe super hard. Uite ce îmi face, frate. Uita ultimată. A, bine că a sărit prostul fix în momentul ăsta. Bă, era fain să te lase să faci Rasengan și cu Kakashi. Că ați văzut că în anime el putea să facă Rasengan. Putea să facă toate tehnicile. Zici că era ăla, al treilea Hokage. Nu, ăla putea să folosească toate elementele, deci nu știu cum dracu vine asta. Bă, în legătură cu al treilea Hokage, e o gaură în poveste, dacă n-ați observat. Știți atunci când a activat Madara Tsukuyomi, el s-a întâlnit cu Yamato, cu capitanul Yamato. Al treilea Hokage îi zicea lui Yamato să-și revină. Zicea Yamato, revină-ți mai repede, dar de fapt nici măcar nu avea al treilea Hokage de unde să știe că numele lui Yamato e Yamato, cum ar veni, că ăsta era numele de cod. Știți ce zic? Numele lui de fapt era Tenzo pe vremea când trăia al treilea. Asta cu Yamato era un nume de cod pus de Tsunade. Kishimoto, sunt dezamăgit de tine la faza asta. Mai sunt și ăștia disperați ca mine de observă greșelile astea. Gata, am deblocat și noi Sage modul. Să vezi după bătaie cu Pain. Cred că o să urmeze și Kakashi versus Pain, că prima dată distruge el satul pe acolo. Dar ce dracu, că doar a fost un antrenament obișnuit.
Hopa, în sfârșit, cel mai șmecher villain, probabil, ăsta și cu Madara. Care-i villainul vostru favorit? Lăsați acolo un comentariu. Pain și Madara, nu pot să mă hotărăsc. Sincer ar fi fost Madara, dar nu mi-a plăcut cum a fost el păcălit de Zetsu tot timpul ăsta. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă trăia Minato. Care ar fi bătut dintre Pain și Minato? Gata, mergem. Mergem să facem prăpăt. Dacă mă lăsa să joc cu Pain, de nu, le luam satul în cârcă și plecam cu el acasă. Let's go! Oricum îl atacă satul în timp ce Naruto e pe aici, e plecat în vacanță, pe la Saint-Tropez. Naruto, ați văzut, controlează mai bine Sage modul decât Jiraiya. Jiraiya se transforma puțin în broască și Jiraiya avea ani de antrenament în spate. Ăsta avea o lună de antrenament sau câteva zile cât dracu s-a antrenat. Ia să vedem ce ne punem să facem, sunt chiar curios. Băi, ești nebun? Zici că suntem în universul SpongeBob. Poate Boruto învață și Sasuke Sage Mod, la Snake Sage Mod, că ați văzut că există, cred că, 3 Sage Moduri, cel cu șarpele, cel cu broasca și ăla cu melci sau ce dracu sunt ăia. S-au gândit și ăștia bine. Nu, noi punem șarpe, broaște și ce să mai punem? A, da, hai să punem niște melci, că de ce nu pula mea? A făcut o clonă lui Jiraiya să ne batem cu ea. Păcate, nu cred că avem și Sasuke versus Killer B. Sau nu știu, n-am înțeles eu prea bine ce ar trebui să fac. Păi Jiraiya ca bot n-ar fi așa puternic, pentru că e super încet. I-am respins shurikenul cu un căcat ăsta de bombă. Am respins Dita shurikenul cu o hârtie. Ia să vedem. Rasen shuriken contra Rasengan normal. Bineînțeles că l-am distrus. Aolo, să nu mai folosesc Kurama shuriken ăsta, că am amintiri neplăcute. Știți bine câte d-astea am folosit contra lui Kakuzu. Vreo jumătate de oră cred că am aruncat cu d-astea. Mai eram și după tastatură. Da, bă, băieți, și probabil vă întrebați de ce n-am postat Tokyo Ghoul sezonul 4. Pentru că nu mai știam ce s-a întâmplat, sincer, și am vrut să stau să dau un rewatch la sezonul 1, 2 și 3, pentru că l-am văzut de mult. Am stat să le văd iar, de asta n-am postat până acum. Mâine, dacă am timp, postez reacția la sezonul 4. Oricum vine, e pe vine. De abia aștept să văd ce se întâmplă în sezonul 4. Nu-mi dați spoilere, nu-mi spuneți. Spuneți-mi doar ce episod, ce număr credeți voi că este interesant în sezonul 4, dacă l-ați văzut. Ce face Kakashi aici? De ce e Kakashi plecat din sat? Să mor tu, trebuie să mă întorc până în satul Frunzei. Mă iei la pulă. Tot episodul ăsta am alergat, băga mea și pula în el de joc. Da, foarte frumos. Cred că ajung de 20 de kg dacă mai alerg mult cu Kakashi. 2000 years later. Ia să vedem. Ia uite-l pe Pain. O să rupă tot. Îmi plăcea la Pain că avea un simț de ăsta neobișnuit al dreptății. Era foarte rău caracterul. Sekai Itamio. Bam! Le rupe capul. Hai că da. Hai să luăm și niște ouă de-astea de prepeliță. Că la cât am alergat am slăbit 10 kg. Trebuie să mai recuperăm. Trebuie să punem înapoi. Bă, e bine că măcar spre deosebire de Storm 1 nu știai pe unde dracu s-o iei. Măcar ăștia ți arată niște săgeți, știi? Că am încercat să mă joc Storm 1 și nu știam ce dracu trebuie să fac. Așa că mai bine am început frumos de la Shippuden. Că vreau să facem toată povestea, tot Shippuden, nu știi ce zic? Au zburat și păsări și tot, ești nebun. Bam! Mare cutremur de 7 grade. Danzo e un fel de Ceaușescu din satul Frunzei. Hopa! De ce e Pain ăsta? Parcă era alt Pain. Pain investigatorul. Cum ar fi fost să fie Pain un porumbel din Tokyo Ghoul? Îi lua pe ea de cap și gata, aia era. Deci ăștia nu sunt vânzători din satul Frunzei. Oh, vine cu Kakashi. A fost mai șmecheră intrarea din anime. I-a prins arma lui Pain. Blană rău faza aia. Copii ninja, serios, o onoare. Unul cu doi Rinnegan se luptă cu unul cu un Sharingan. Furat. A silly question. Mamă, coaie, rupe spinarea lui Kakashi.
Itamiosire. Da, bă, deci ne oprim aici de data asta. Data viitoare avem Kakashi vs Pain și Pain vs Naruto. Data viitoare ultimul episod, mai mult ca sigur. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați acolo un pumn de like, să intrați pe serverul de Discord în descriere și să vă abonați. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere.